face, dragi surori? Este oare acoperirea capului importantă? Dacă da, de ce? Și ce înseamnă el? Cum îl vede Dumnezeu? Sunt întrebări care eu personal mi le-am pus și în procesul transformării gândirii mele în a-L asculta cu privire la acoperirea capului, Dumnezeu mi-a arătat că este un simbol foarte important în lumea spirituală, înaintea lui Dumnezeu. Și un lucru pe care nu l-am știut și l-am descoperit pe pielea mea a fost că este un simbol fantastic de puternic și la nivel orizontal și legat și cu oamenii, relația cu oamenii. Am văzut câteva simboluri sau semne importante în Vechiul și chiar și Noul Testament care a salvat viața oamenilor. Spre exemplu, șarpele de aramă, Dumnezeu a zis, nu știu, imaginați-vă acum că sunteți bolnavi sau noi, pocăiții, așa cum ne numim, suntem bolnavi spiritual și Dumnezeu zice, cine se uită la șarpele acestea, da? O statuie, apare o statuie cu un șarpe de aramă. Noi cu toții știm ce înseamnă șarpe, adică cel puțin cât te gândești la șarpe, te gândești la diavol. Și Dumnezeu să zică, uite, cine se uită la acela va fi vindecat și fizic și spiritual, va fi reîmprospătat, să zic așa. Pare foarte ciudat. Sincer, pare foarte ciudat. Acum când îl citesc așa în Vechiul Testament, ok, na, zici că e așa o poveste, s-a întâmplat, o cred, dar dacă ar fi să mi se întâmple mie personal, aș fi tare sceptică. Tare sceptică aș fi un picuț. Dar văd că Dumnezeu a ales un simbol pe care eu, prin credință, dacă îl accept, nu poate să merg decât binecuvântări. Dacă nu îl accept, îmi cer scuze, mă râcâie puțin gâtul de câteva zile. Dacă nu îl accept, bineînțeles, este alegerea mea și problema mea, dar neascultarea atrage blestema asupra unui om. Așa. Un alt semn, spre exemplu, funia roșie pe care Rahav a lăsat-o la geamul ei, să atârne. Să știți că în toate exemplele astea ce o să vi le dau, m-am pus pe mine însumi. Am zis, Doamne, dacă Tu mi-ai zice mie, ok, mâine, agață-ți o funie roșie, deci mi-ar fi foarte așa, dar de ce? Dar chiar așa de important e, dar Tu nu știi că eu sunt slujitorul Tău? A, Doamne, hai că nu e chiar așa, Tu te uiți la inima mea, eu contez, nu... Adică de ce să pun o... Tu nu știi că eu sunt copilul tău? Trebuie eu să-ți pun un semn la geam ca tu să știi, adică ești Dumnezeu atotputernic și atotștiuitor sau nu ești? Egal, întrebările astea, sincer vă spun, am ajuns la concluzia că nici n-ar trebui să fie. Dacă Dumnezeu spune ceva, da, să trăiți, a trebuit să facem. Bineînțeles, în unele cazuri la fel și eu, deci nu judec pe nimeni, vorbesc din propria mea experiență, nu în toate cazurile am făcut așa. În cazurile când am zis da să trăiți, chiar dacă nu mi-a convenit, în ghilimele da să trăiți, da? A fost fantastic, a mers totul ca pe roate. Când n-am putut să accept anumite lucruri, a trebuit să treacă un timp, un proces, până Dumnezeu să mă convingă. După care, după ce am ascultat, am zis, Doamne, aleluia, să fie numele Tău. Văd acum de ce, dar îmi dau seama că a fost un timp pierdut, când puteam să grăbesc planul lui Dumnezeu prin ascultarea mea. Pentru că dacă eu ascult, nu doar eu sunt binecuvântată, ci și cei din jurul meu. Și nu mă refer doar la familie. Mai extins un pic. Așa, funia, circumcizia iară. Un legământ foarte important între Avram și Dumnezeu. Foarte interesant că Avram era deja plăcut lui Dumnezeu.
Faptul că s-a circumcis nu i-a dat o, nu i-a căpătat o trecere specială. Sau vedem acum în Noul Testament că spune Pavel, da? A fi tăiat împrejur nu înseamnă a fi nimic, ci a fi o făptură nouă. Pe Dumnezeu îl interesează ascultarea. Și uneori apar niște lucruri ciudate din punctul nostru de vedere. Repet, dar din punctul de vedere al Dumnezeu sunt absolut normale și uneori doar ne testează. Doar ne testează și numai că să ne testeze cu ceva neobișnuit și nu să ne testeze cu ceva la îndemână și ceva ce ni se pare absolut normal, pentru că atunci tu automat nu te confrunți cu tine însuți. Nu apare lupta aceea spirituală. Încă un motiv foarte important de ce Dumnezeu a lăsat acoperirea capului ca și simbol este pentru că El a pus o ordine. Eu mi-am adus o tablă aici să vă scriu ceva, că și eu am văzut asta la cineva și mi-a plăcut foarte mult abordarea. Îl spune în 1 Corinteni 11, versetul 3, spune: dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, știți asta, da? Bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Am să scriu lucrul acesta. Dumnezeu. Așa că o să văd dacă, și sper să vedeți. Hristos, bărbat și femeie. Așa. Asta este ordinea pusă de Dumnezeu. Sper că vedeți. Deci asta este ordinea pusă de Dumnezeu. Asta e planul lui perfect și desăvârșit. Așa. Eu, dacă nu îmi acopăr capul, cum spune aici, zice, orice femeie care se roagă și prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul. Pentru că este ca și una care fireasă. Chiar acum capul bărbatului este Hristos. Deci automat și pe bărbat și pe Hristos îl necinstesc. Și cu alte cuvinte, ce fac? Eu n-am nevoie de asta și n-am nevoie nici de asta. Eu pot să merg direct la Dumnezeu. Și atunci, ordinea mea este așa, da? Când nu ascult. Dumnezeu, femeie, scriu cam urât că nu pot din poziția asta, apoi vine Hristos și apoi bărbatul. Deci Dumnezeu, femeie, Hristos și bărbat. Lucru pe care Dumnezeu nu-i place. Nu-i place. Și nici măcar să o luăm pe această scurtătură. Știu că mulți aleg autobanul, autostrada, dar Dumnezeu are planul lui și ordinea lui. Când o femeie se roagă cu capul descoperit, ea arată ca o femeie care nu este căsătorită. Și în lumea spirituală, ea este expusă unui pericol foarte mare. Pentru că ea intră în rugăciune inadecvat îmbrăcată, echipată, pentru că Dumnezeu ne dă poruncile pentru protecția noastră personală. Și automat, dacă nu ne protejăm, așa cum Dumnezeu ne spune, nu contează dacă nu înțelegem, pur și simplu încercați. Vă provoc, sincer, vă provoc cine nu-și acoperă capul. Acoperiți-vă timp de o săptămână. Încercați o săptămână, de dimineața și până seara, ieșiți așa afară și vedeți ce se întâmplă. Eu personal am experimentat o libertate incredibilă pe care nu am simțit-o până acum. Bine, poate o să ziceți, soră, dar tu nu ai fost până acum liber în Hristos.
Am fost liber în Hristos, dar când știi că n-ai ascultat de Dumnezeu așa cum El și-a dorit și apoi asculți, îți dai seama că libertatea aia n-a fost, nu a fost ceea ce a trebuit. Când mă întâlnesc, spre exemplu, cu anumite persoane pe stradă, uneori simt nevoia să mă rog. Acolo, pe loc, egal unde sunt. Să-i mulțumesc Dumnezeu sau să rog să-mi dea înțelepciune sau, Doamne, ce să-i spun la persoana asta? Să spun ceva sau să tac? Pur și simplu niște semnale îi le trimit Dumnezeu și am așa o libertate pentru că știu că am protecția asupra capului meu și nu-mi necinstesc soțul. Automat, nu-mi necinstesc, nu-l necinstesc pe Hristos. Dacă tot pretind că sunt copilul lui Dumnezeu sau că sunt ucenicul lui Hristos, ar trebui să arăt totuși ca atare. În viața mea, odată cu acoperirea capului și cu ținuta decentă, am observat că este o mare binecuvântare și este ca o barieră spirituală în a atrage privirile nedorite. Rar se întâmpla să mai întoarcă cineva capul după mine sau să fuluie sau așa. Rar, dar uneori vedeam subtil că poate să uite un bărbat altfel la mine. Repet și subliniez, rar. De când mi-am acoperit capul și mi-am schimbat ținuta, nu s-a mai întâmplat niciodată. În schimb, s-a întâmplat altceva. S-a întâmplat să se uite persoane egal, femei sau bărbați, și chiar eram și cu soțul, să se uite într-un mod foarte frumos, foarte plăcut, ca și de apreciere și ca de respect. De asta și vă spun, vă provoc să vă îmbrăcați decent doar o săptămână. Nu vă gândiți că o să arătați ca niște babe. O să aveți o surpriză foarte mare. Îmbrăcați-vă decent. Încercați să vă acoperiți din piele, să expuneți cât mai puțin. Acoperiți-vă capul și rugați-vă și spuneți-Lui Dumnezeu, Doamne, arată-mi ce se întâmplă când eu mă subordonez voii tale, mă îmbrac evlavios, decent, modest, cu rușine și sfială și o să aveți o surpriză foarte mare. Am multe mărturii să vă spun, o să le zic așa frumos pe rând, nu pe toate astăzi. Una din ele, vreau să vă zic, mi s-a întâmplat. Noi locuim în Germania, am spus, și ne-am dus anul trecut am fost în vizită la părinți, venind din Timișoara. Și bunica mea locuiește lângă un supermarket mare, ok, super, oricum e mare. Eram cu soacra în mașină și cu unul din copii. Și stăteam în mașină și o așteptam și nu mai venea. Și m-am dat jos din mașină să văd de ce nu vine, dar am făcut, cred că, vreo 3-4 pași. Am văzut că iese din bloc. Și, da, ne-am îmbrățișat, ne-am pupat și am intrat în mașină. Fiindcă am intrat pe un gang foarte lung și strâmt, a trebuit să dau cu mașina, să ies tot cu spatele, dar foarte încet. Și eram așa îmbrăcată, da, stilul acesta. Și eram foarte atentă, mă uitam în oglindă, stânga-dreapta și m-am și speriat, apare la geam un tânăr, așa la vreo 30-35 de ani. S-a pleacă așa ușor, mașina fiind cu număr străin, zice, vorbiți românește? Și zic, da. Aveți 2 minute. Bine. Spune. Și zice, vă rog să mă ascultați, zice, știu că sun așa, ciudat, dar am lucrat aseară cu fratele meu până azi noapte, nu mai știu ce oră mi-a zis, 1 noapte mi se pare, la un om renovat și omul trebuia să vină acum de dimineață, era deja prânz sau după prânz camera, și zice, omul trebuia să vină astăzi de dimineață și să ne dea banii, pe tot ce am făcut noi, toată manopera, și cu banii respectiv să ne întoarcem cu trenul în satul de unde veneau. Deja mă gândeam, am mai auzit poveștile astea. Și zice,
nu avem cu ce să ne întoarcem pentru că omul nu a mai apărut, nu știu, nici nu răspunde la telefon, nu știu, ne-a tras în piept, cred, nu răspunde și vă rog frumos, dacă puteți să mă ajutați cu o sumă, cât vreți dumneavoastră, zice, e foarte bine. M-am uitat așa la el, vă spun sincer că de obicei sunt foarte așa sceptică, mai ales când au, cam, mi s-a mai întâmplat în România să vină așa persoane și să zică că, eu știu, în fine, nu vreau să mă lungesc. Și am simțit în inima mea că e foarte sincer și am avut așa îndemn să-l ajut. Și am spus, m-am uitat așa la el și am zis, bine. Am vrut să-i dau o anumită sumă, în timp ce îmi căutam geanta și băgam mâna după portofel, am simțit cum Duhul Sfânt îmi spune, dă-i dublu. Și am ascultat imediat, i-am dat dublu, i-am dat așa ascuns să nu vadă soacra mea și bunica mea nu sunt pocăite. Și am fost foarte plăcut surprinsă, bunica mea a fost și ea mișcată și l-a ajutat și ea și i-a dat și ea niște bani. Și omul foarte mulțumitor, așa, foarte bucuros, mi-a zis, vai, vă mulțumesc foarte mult, zice, mulțumesc tare mult, spuneți-mi, sunteți penticostală? Zic, da, pur și simplu m-a luat așa ca din oală, că noi vorbeam de cu totul altceva. Zic, da, și zice el, să știți că m-am văzut când v-ați dat jos din mașină. Eu repet, m-am dat jos din mașină un minut, câteva secunde, deci sub un minut am stat. Și ce v-am văzut când v-ați dat jos din mașină și v-am văzut cum erați îmbrăcată și cum aveți asta pe cap, am simțit că pot să vin la dumneavoastră și pot să vă spun lucrul ăsta. Dumnezeu să vă binecuvinteze, zice, să știți că și eu sunt penticostal și vin dintr-o familie, nu mai știu, mi-a zis câți frați. Eu eram absolut, am fost șocată. Deci în ziua respectivă și după, dar în ziua respectivă eram atâta de... Deci eram on fire, deci eram, nu venea să cred, noi lăudam pe Dumnezeu în continuu, în continuu, asta eram la început, la început, la câteva luni după ce Dumnezeu mi-a vorbit despre ținută și acoperirea capului și nu mi-a venit să cred, șocată, uimită, în sensul bun a fost ce simbol puternic poate să aibă ținuta și acoperirea capului. Pentru cei care știu cum trebuie să se îmbrace o femeie, omul când te vede știe. Tu ești un om sfânt, tu ești un om care ascultă Dumnezeu. Cine nu cunoaște lucrul acesta, imediat își pune întrebări, s-a înurat un pic afară, imediat își va pune întrebări, dar ce cu femeia asta, că o văd mereu cu cap acoperit, o văd așa liniștită și mereu o văd că nu este ispititoare. Mi s-a întâmplat lucrul acesta aici, în Germania, de al doilea exemplu care vreau să vi-l spun, femeie care... În afară de bună, ce mai faceți așa politicos, nu vorbeam cu ea. Și stând la coadă într-o zi, așteptând să iau niște alimente, vine la mine și zice, nu vă supărați, eu vreau să vă întreb ceva, dar nu vă supărați pe mine. Îmi spuneți, vă rog, de ce aveți mereu capul acoperit? E din motiv religios? Sau de ce? Că ziceam și eu o prietenă, este din Marturii lui Jehova, dar nu văd așa să se îmbrace. M-a luat ca din oală și zic, da, din motive religioase, dar i-am spus, nu, am încercat să-i explic, i-am spus personal, citesc Biblia zilnic, iubesc să o citesc și încerc să ascult de Dumnezeu cât pot de bine, dar în religia asta mea, nu pot să explic în germană, ei nu au... Cuvântul penticostal pentru ei e cuvântul rusalii, deci ca și cum eu sunt din Rusalii, ar trebui să zic. Și atunci spun, sunt evanghelică și cred în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Am încercat să explic așa, ca ea să înțeleagă. Și mi-a spus, a fost acest acoperire a capului, acest tihel, batic, fiecare ce vrea să poarte, transmite un mesaj, habar n-aveți cât e de important, cât e de grăitor. Mulți, astea sunt doar două din ce v-am spus, dar mulți au venit la mine și m-au întrebat de ce purtați, dar nu în sens rău, nu în sens rău. O învățătoare de la băiețelul meu de la școală, nu e învățătoare, e o... cum zice, care are grijă de copii ca o îngrijitoare, e foarte dură,
Trebuie să vă descriu puțin. Are părul foarte scurt și foarte băiețoasă. Tot timpul cu pantaloni, dar n-am văzut niciodată cu fustă și foarte băiețoasă și are așa un spirit de așa de tough, de foarte așa, e, așa, parcă tot timpul vezi că caută ceartă. Na, eu tot timpul am fost așa politicoasă, că eu n-am avut nicio problemă, dar uneori îmi zicea de băiețelul meu că băiețelul noastră au făcut aia sau aia sau aia, sau unul întreb, ok, cum a fost cu băiatul meu azi? Na, cum să fie? Ei, nu? Ben e Ben! Nu știți cum e Ben? Și așa foarte, tot timpul nemulțumitoare și parcă înțepată. Și într-o zi mă duc să-mi iau băiețelul, foarte așa, deci am și zis că mă ia la bătaie. Doamne Oprea, vreau să vă întreb ceva, numai dacă puteți să-mi răspundeți. Deja am înghițit un nod în gât, am zis clar, iar acum am zice ceva de băiețelul meu, iar o fi făcut ceva. Mă și gândeam că tot timpul vine cu câte ceva, ok, nu tot timpul exagerez. Și zic, da, spuneți. Deci mă așteptam să-mi zică ceva de, cum am zis. Și îmi zice, puteți să-mi spuneți, vă rog frumos, de ce vă acoperiți capul? Din motive religioase sau de ce? Vă place să purtați? Să nu mă înțelegeți greșit, dar vă să așa de bine, așa de frumos arătați. Câteva secunde, cred că îmi trebuiau două palme așa peste față să mă trezesc. Deci nu mă așteptam să-mi spună lucrul ăsta și vă spun exact, deci cu ton din ăsta, de ca la armată. Și zic, da, din motiv religios, dar și fiindcă îmi place cum arată. Dar din ce religie sunteți? Pentru că se vede că nu sunt musulmancă. Și zic, sunt evanghelică, repet. Nu pot să zic că sunt din Rusalii, că ei nu știu ce este aia și am încercat să-i spun cât de cât ca baptiști, numai credem și în Duhul Sfânt și în la. Și când am spus, sunt evangheliști? Păi cum? Și eu sunt evanghelică. Și am zis, da, știu, sunt mulți evanghelici aici, dar eu personal citesc din Biblie și încerc să ascult ceea ce scrie acolo și să respect ceea ce Dumnezeu cere de la noi femeile. Și este un pasaj unde spune, i-am explicat, este un pasaj unde spune că o femeie când se roagă trebuie să aibă capul acoperit. Eu personal am ales să-mi acopăr capul pentru că se întâmplă unor să mă rog când sunt pe stradă sau să spăl vase sau așa. I-am spus foarte direct și sincer. Na, după care au venit numai laude, că da, ce bine, îmi stă că tra la că bla bla. Un mesaj foarte puternic, grăitor, pe care orice persoană îl vede. Orice persoană îl vede. Care crede în Dumnezeu sau care nu crede în Dumnezeu. Am avut și discuții cu o persoană care nu crede în Dumnezeu și văzând schimbarea asta, m-a întrebat de ce am întotdeauna așa ținut asta, așa, tot timpul, și când vine la mine la ușă, tot timpul așa mă găsește. Și m-a întrebat așa, la fel am explicat. Nu mai vreau să mă lungesc. Dar aici am vrut să ajung. Vă provoc, încercați o săptămână. Încercați. Poate la început o să vă fie greu, dar faceți asta. Faceți și o înțelegere cu Dumnezeu. Doamne, uite, vreau să fac o încercare, poate un experiment. Uite, eu nu simt așa, eu nu cred așa, dar o să încerc totuși să mă îmbrac așa sau să-mi acopăr capul, da, când tu spui, când prorocesc sau când mă rog, iar tu te rog frumos să-mi schimbi inima dacă nu văd lucrurile acestea cum trebuie. Zice în versetul 10, spune, de aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Îngeri sunt îngeri, nu sunt demon căzut sau nu știu ce am auzit alte variante înfricoșătoare. Dar și dacă ar fi, chiar m-am gândit, deși dacă ar fi îngeri căzuți, că dacă poftește femeia, atunci cu atât mai mult acoperiți-vă capul, dar nu este cazul. Da, eram pregătită să tușesc. Este vorba de Îngerul lui Dumnezeu. Cred că am notat undeva, în 1 Petru 3, spune că ochii lui Dumnezeu sunt mereu peste cei neprihăniți. 1 Petru 3 cu 12, dar trebuia să-mi pun un sens, să nu mai pe vremea. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți.
și urechile lui iau aminte la rugăciunea, la rugăciunile lor. Știți, fiecare are un înger. Și îngerii se uită mereu la fața lui. În Matei spunea Domnul Iisus că îngerii se uită mereu la fața lui Dumnezeu. Nu știu cum să explic asta. Când tu te rogi cu capul acoperit, când tu te rogi în subordinare, în ascultare, în supunere de Dumnezeu, îngerul te vede. Felul cum te autoritatea pe care o ai în rugăciune cu capul acoperit este diferit de nu știu cum să zic, puterea pe care o ai când te rogi cu capul descoperit, când te rogi în neascultare. Deci înțelegeți ce vă spun? Eu personal, după ce mi-am acoperit capul, am simțit o legătură mult mai puternică cu Dumnezeu, m-am simțit mai aproape și mult mai înflăcărată în relația mea cu Domnul. Acoperirea capului te scoate din lume. Adică, măi, se vede de la distanță, se vede de la o poștă, cum zicem noi românii, că tu nu ești la fel. Tu ești altfel, ești specială, ești deosebită. Bineînțeles, nu în sensul de a atrage atenția în sens negativ. Nu, nu asta vreau. Dar nu știu cum să vă spun. Eu de asta vă spun să încercați, să încercați voi pe pielea voastră să înțelegeți. Mie mi-a arătat Dumnezeu ca un lucru acesta, că este ca un far. Farul luminează în întuneric și este pus la marginea unui oraș. Bineînțeles, noaptea sunt luminițe și în sat. Dar pentru cei de afară, care sunt pe mare, nu îi ajută să lumineze, nu știu, o căsuță sau tur la biserică. Este departe. Este departe. Dar un far care este scos din sat, este scos, este pus deoparte, el luminează și este văzut de cei de afară, de cei de pe mare. Și știu direcția și sunt atrași de acea lumină, știu în ce direcție trebuie să o ia. Așa mi-a arătat mie Dumnezeu lucrul acesta. Prin ținută, doar prin ținută și prin cap acoperit, pentru că nu știu câte vor accepta lucrul acesta, mie la început mi s-a părut absurd, dar am să-l spun, părul este senzual. Este senzual. Nu l-am înțeles la început. Prima oară mi-a spus soțul lucrul acesta, am o relație deschisă cu el și mi-a mai spus lucrul acesta. Mi s-a părut total absurd și deplasat la început. Repet, eu sunt femeie, eu nu văd așa. Dar, bineînțeles, pentru mine este atrăgător, poate bicep și, unui bărbat. Și atunci încerc să înțeleg, ok, cred că așa la asta se referă și soțul meu. Îi atrăgător părul. Bineînțeles că te înfrânești așa, înțelegeți, nu bat acum în alte direcții. Dar, pur și simplu, bărbatul are o sensibilitate într-un anumit domeniu, iar noi femeile avem ale noastre în alt domeniu. Mi-am zis de vreo două ori lucrul acesta. I-am spus la o prietenă, vorbind deschis despre subiectul acesta, s-a uitat cam așa, n-a primit, n-a acceptat. Eu începusem să-l cred pe soțul meu. Și uitându-mă într-o zi pe YouTube la un videoclip despre acoperirea capului, despre modestie, despre ținuta femeii, am dat puțin jos să văd la comenturi și era un băiat care a scris Amin, așa este, părul ar trebui acoperit, pentru că eu când mă aflu în adunare, eu nu pot să mă închin când văd câte o soră cu părul lung și cu buclele ei în fața mea,
mă atrage și mă provoacă să mă gândesc la, să am gânduri necurate. Când am citit lucrul acela, am fost foarte mită. Foarte mită, pentru că am zis, mai am auzit asta. Și încă un lucru care susține această idee este că evreii au un cod al îmbrăcăminții, să zic așa, printre care acoperirea capului nu este doar, da, așa, din cauza cum să stăm înaintea Dumnezeu, dar ei admit pe față, spun asta, părul este senzual, este atrăgător. Este atrăgător, deci îi spun asta pe față. Și la fel, pe față, frumos, și au chestia asta care ei o înțeleg. Uite, noi care spunem că suntem creștini și că l-avem pe Iisus, pe Mesia, ei nu l-au. Nu suntem un exemplu. Deci nu suntem un exemplu. Sunt mulți care nu l-au cunoscut pe Iisus, cred doar în Dumnezeu, citesc Tora, nu acceptă Noul Testament și totuși sunt un exemplu în aceste lucruri. Deci vorbesc deschis de lucrul acesta. Spun, părul trebuie acoperit, este senzual. Brațele, picioarele, sânii, fundul, este atrăgător, de aceea trebuie acoperit. Bineînțeles, ai pieptul, fundul cu haine mai legere, iar brațele de la cot în sus trebuie să fie acoperit și de la genunchi în sus trebuie acoperit. Este o soră care are descoperiri, cred că Emilia Tomuță o cheamă, sper să nu greșesc. După ce am aflat toate lucrurile astea, oricum eram deja convinsă că nu mă pot prezenta înaintea lui Dumnezeu, oricum, am dat de ea. Nu mi-a venit să cred când a spus și ea într-o prorocie că Doamne, arată cum trebuie să fie ținuta femeii și spunea că i-a apărut două siluete, două femei. Una era cu mâneca lungă și cu roc fustă până la glezne și cap acoperit. Iar cealaltă era cu până la, da, cotul acoperit, puțin mai jos de cot și puțin mai jos de genunchi și cu capul acoperit. Și am zis, wow, nu mi-e să cred, ce bine, se potrivește cu tot ceea ce am aflat acum. Erau așa ca niște mici bucățele de puzzle care începea să se creeze un tablou. Am să închei că nu vreau să mă lungesc foarte mult și eu cu memoria telefonului nu stau foarte bine. Rămân cu aceeași provocare, încercați să faceți acest experiment, să vă acoperiți capul toată ziua și să ieșiți așa cu el și să vă îmbrăcați decent, încercați, chiar dacă nu înțelegeți, încercați și fiți foarte atente la oamenii din jurul vostru, cum vă tratează. O să aveți o foarte mare surpriză. Vă vor trata ca pe o doamnă, ca pe o damă, ca pe o prințesă. Și tu însuți te vei simți ca o prințesă, te vei simți frumoasă și te vei simți prețioasă. Cu cât îți acoperi trupul, cu atât sufletul tău luminează mai tare. Pentru că omul când vorbește cu tine, uite, se uite aici, la tine, aici, asta ești tu. Și te ascultă ceea ce ți iese din inimă, din suflet. Și nu îi se distrage atenția la breteluța de la sutien, la părticica asta de aici, care se vede de multe ori chiar și puțin din sân și alte părți. Bun, cam atât am avut de zis. Fiți binecuvântate, Dumnezeu să vă dea putere și înțelepciune să împliniți cuvântul lui. Shalom tuturor!